Și-a dat dragilor bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Am așa emoții și o stare de bine pentru că am o serie de problemuții pe care mi le-a trimis Ana, nepoțica din America. Așa o să intitulez probleme pentru Ana, cu vechime, da, pentru Ana din SUA, da? Pentru Ana de stat. Bine, ia să vedem noi ce probleme propune Ana să facă. Prima problemă sună așa. Se dă un număr de 3 cifre. Da? Deci Ana te salută, Bubu. Și haideți să facem împreună problemele. Sper să le urmărești cu drag. Deci se dă un număr din 3 cifre. Adică are sute, zeci și unități. Cum ar fi 237. Este un număr din 3 cifre. Cifra sutelor 2, deci 200, a zecilor 3 și 7 a unităților. Asta este. Se dă un număr de 3 cifre. Nu știu. Și atunci să zic A, B, C. Așa. Pune bară deasupra. Deci ori de câte ori e o situație din asta în care nu cunoaștem toate cifrele. Deci până ori poți să te lești așa. 2x7. Tot mare trebuie să fac. Pentru că nu știu pe x de acolo, din mijloc. Sau, deci dacă o singură cifră nu știu, trebuie să pun cu bară. E bine, tocmai să mă întorc, e nevoie să găsesc numărul ăsta de 3 cifre care are niște proprietăți. Știu că cifra sutelor este 8. Adică, aici, voi avea 8. Cifra unităților este 5. 5 aici, la unități. Deci, practic, numărul devine acum, după această precizare, e vorba de numărul, se șterge acolo, nu are răsul mai menținem asta. Deci, din clipa în care știu că cifra sutelor 8, numărul arată așa. A, 8, 8, B, 5, 8, B, 5. Așa arată numărul. Deci, îmi rămâne doar pe B să-l găsesc. Dar trebuie să fie vreo condiție. După lungire, suma cifrelor este 16. Deci după rotunjire la cifra 10-lor. Deci după rotunjire la cifra, iar ar trebui să scriu în engleză. N-am cum. Tu poți să scriu cu mame, o să scrie acolo cum știi tu. Eu am românește. Sper să înțelegi foarte bine românește. Este și un exercițiu pentru limba română asta. Da? După rotunjire la cifra 10-lor, adică după ce rotunjesc pe asta la cifra 10-lor, suma cifrelor este 16. Suma cifrelor 16, da? Deci 8 plus B-ul care a crescut cu o unitate. Deci B-ul, fostul B, fiindcă acum este rotunjit și iată are sens să vorbesc de rotunjire la cifra 10-lor, pentru că la cifra unităților am 5. Și atunci B-ul crește cu o unitate. Deci plus B plus 1, deci 8 plus B plus 1 și plus 0, că locului 5 a devenit 0, suma cifrelor devine egală cu 8 și cu 1, 9, plus B. Și egală cu datele greșite, 16. Și acum am așa. 9 plus cât fac 16? Da? Deci 9 plus cine se facă 16? Sigur știi. Mi-ai și spus, da? Așa, 7, da? Deci rezultă că B-ul este egal cu 7.
79, 16. Și atunci numărul căutat pentru tine, cine este numărul căutat, să se găsească numărul din trei cifre, și numărul căutat în condițiile impuse este 875. 875. Bine, plimbarea pe care am rezolvat problema. 875 are calitatea asta că după rotunjire, el trece în 800, nu? 80, 880, rotunjit după rotunjire. Și 880 se întâmplă că am pulise 8 plus 8, 8 plus 8, egal cu 16. Deci, vedeți, ce a vrut Ana să spune greșitul? Ce a dorit? A vrut să vadă dacă știi ce înseamnă rotunjire. Adică e rotunjit la cifra 10-lor, de cine se apropie cel mai mult. Și dacă vrem rotunjirea, haideți să insistăm un pic pe rotunjire. Să zic așa, 279. 279 rotunjit la 10. Hai să facem o coloană aici. 10 și la unități. Da? Unități. La 10 la sute. La 10. Dacă rotunjim la 10, privim coloana vecină a unităților. Și dacă e de la 5 încolo, 70, 79 e aproape de 80. Da? De ce? De cine e cel mai aproape? Și iată cum spunem acum, 280. Iar la sute, 270 și ceva, deci ne uităm, pentru a face rotunjirea la sute, ne uităm la coloana vecină a 10-lor. Și dacă aici este 5, 6, 7 și 8, adică 50, 60, 70, 80, 270, 280, e mai aproape de 300. Și atunci asta, rotunjirea la sute înseamnă 300. Da? Dacă avem 723, 723, la 10, rotunjirea la 10, da? La 10, înseamnă așa. Pentru 10 privesc coloana unităților și zic 3 unități nu se apropie așa mult de o 10 ca să crească aici. O, ar mai trebui 7. Dacă ar fi fost 5, 6 și 7, s-a apropiat de o 10 și atunci aș fi pus 10 aceea la... aș fi crescut o unitate de cifra 10-lor și ar fi fost foarte simplu. Dar așa spun 720. Deci rotunjirea la cifra 10 sunt 720. 3 la acela nu influențează, nu-i dincolo de 5. Iar la cifra sutelor, privesc pentru a rotunji la sute, 20, dacă ar fi fost 50, 60 și coloana asta, aș fi spus că fac 800, așa? Fac 700. Asta înseamnă rotunjirea la 10, la sute. Hai să facem și rotunjirea și la mii. Da? Hai să luăm aici și spunem încă o coloană. Mii. Asta înseamnă că o să iau un număr mai mare din 4 cifre. Să zicem 300, 3721. 3721 la 10. Pentru asta privesc la coloana unităților, e 1, rămâne 20. Deci 3720 la sute. Dacă la coloana 10-lor ar fi fost din la 5 încolo, ziceam 8, 10, 3800. Așa, 3700, că doar 20, nu 50 și la 50 încolo începând. Așa că voi spune aici, 3000 la 10 la sute, 3700. 3700. Iar la mii, pentru a decide la mii, văd coloana sutelor. Și fiindcă coloana sutelor e 7, se apropie mai mult de 1000, 700 de 1000, și atunci eu spun că s-a rotunjit la 4000. Da? Am rotunjit la 4000. Asta trebuie să înțelegi tu. Ți-amintești când ai fost acum 2 ani?
Nu? Lucram la tablă împreună și că era foarte fericită. Îți propun ăla să faci la fel și tu la acolo, pui tabla ta și începi să lucrezi la tablă în engleză și cu mame acolo și faceți lecția asta în engleză. Ce frumos! Chiar și mi-aș dori să porniți asta. Deci după explicații lui Bubu, să poți să faci și tu lecția asta cu rezolvarea problemelor în engleză. Așa că, care este numărul? Am răspuns. Numărul căutat este 875. Tot secretul era să știi ce înseamnă rotunjirea. Că zice așa, dacă rotunjim numărul, după cifra 10, suma după rotunjire este 16. Dacă nu așa, suma cifrelor este 16, după rotunjire, să înțelegi. Mergem acum mai departe, la problema a doua. Ia să vedem ce spune problema a doua. Se dă un număr de, tot de 3 cifre. Așa. Deci se dă un număr tot de 3 cifre. E o problemă care se cred că am făcut, Ana, cu băiețelul ăsta, cu Mario. Însă mi s-a întâmplat un incident în timpul înregistrării și nu se mai înregistra, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și nu știu exact cât am făcut, cât n-am făcut. Ba mai mult, el mai avea și niște ieșiți ale lui și a spus, ai timpul meu, domn profesor, ce facem mai? Și eu fac lecția, eu fac tema pentru nepoțica dumneavoastră. Să uita că am așa urât la mine. În sfârșit. Da, deci se dă un număr de 3 cifre. Deci se dă un număr de 3 cifre. Tot ABC, nu știu. ABC. Dacă rotunjim după cifra sutelor, adică dacă să rotunjim la sute, înseamnă că trebuie să privim la cifra 10, nu? Cum am spus acolo. Numărul coboară în jos la 900. Deci coboară în jos la 900. Adică aici, din păcate, nu-i B-ul ăsta, nu-i 5, 6, 7. Ci... 0, 1, 2, 3, 4, da? Da, da? Că el coboară. Uite, aici, de la 723, când am redus la cifra sutelor, au rămas la 700, că 23 și-a coborât, adică s-a micșorat. Deci, așa și aici, vedeți că tot la fel va fi. Deci dacă rotunjim la cifra sutelor, atunci el coboară. Deci el, după rotunjire, arată 900. 900. Și atunci eu fac legătura așa. Înseamnă că A-ul este 9. Iar B-ul poate să fie din variantele 0, 1, 2, 3, 4. Da? 0, 1, 2, 3, 4. Nu 5. Dacă ar fi 5, ar urca. El ar urca spre următoarea sută și ar fi făcut aici 1000, nu? Deci dacă coboară, înseamnă că B-ul nu are decât variantele astea. 0, 1, 2, 3, 4. Așa cum a coborât aici. De la 723 la 700. Cifra unităților este a cincea cifră. Asta a unităților. Este a cincea cifră impară dacă nu ne începând de la 1. Adică, dacă cep la 1, vine 1, care este următorul număr impar? 3, așa cum ai spus. Apoi următorul 5. Apoi următorul 7. Și apoi următorul 9. Zice că numărând numerele impare, aici la C va fi tocmai a cincea. Una, două, trei, patru, cinci. A cincea număr impar. A cincea, număr impar, începând la 1. Nu putea să zic al șaselea, pentru că asta e cifră. Putea să zic că este a doua cifră impar, a treia cifră impar, numărând la 1, a patra cifră și ce mult a cincea cifră. Deci ăsta e motivul, da? Că A, B și C sunt până 9, fiind cifre.
Așa încât, în clipa asta mi-am dat seama foarte repede că ce o putea să ia de aici, din mulțimea asta valori și numărul rândurile, astea sunt numele impare, și a cincea poziție înseamnă că ce o să trimite aici. El pe ăsta avea. No. Și atunci numărul arată așa. Dar ce se cere? Când am cer, asta să nu faci. Deci problema trebuie citită atent, rar, să o înțelegem. Nu cum am făcut eu acum, că am dat repede și am zis, nu știam ce se cere, dar... totuși am avut ceva interesant. Am citit-o pe bucăți. Și dacă aș spune, să dăm un număr, dacă îl rotunjim după cifra sutelor, am vrut să înțeleg ce înseamnă rotunjit după cifra sutelor. Coboare în jos, de la ce a fost el, cum a fost ăsta 723, și ajunge la 700, a coborât, adică este mai mic. Da? Și atunci am primit mesajul, sau m-a trimis această formulare spre ideea că B-ul nu poate fi decât 0, 1, 2, 3 sau 4. Una din variantele astea. Fiindcă coboară. Adică nu e 5, 6, 7 ca să afecteze, să urce numărul. Așa? Iar C-ul este al cincea poziției de aici. În clipa asta, eu îmi permit să spun că aș avea așa. Numărul după toată tatonarea asta și după analiza care a făcut-o, numărul arată așa. 9, B, că încă nu m-am decis, și sigur 9 aici. 9, B, 9. Deci după citirea cu foarte multă atenție, am înțeles că e 9, B, 9. Și mai interesează, am o informație. Iar suma cifrelor este 22. Așa, suma. Adică mai am adăugat pe 9 plus B plus 9 egal cu 22. Păi gata, a zis el atunci, că am făcut-o pe asta, mi-amintesc. Păi gata, zice B e 4. Da? Deci rezultă B egal cu 4, 18 cu 4, 22, și atunci numărul arată așa. E vorba de numărul, hai să scriem cu o culoare, dar problema 2, numărul este 9, 9, 4, 9. Acesta este numărul pe care îl cere problema 2. 3. Hai să vedem problema 3. La 3, avem așa. Se dă un număr de 3 cifre. Deci tot un număr de 3 cifre. Nu știu A, B, C. Cam așa arată el, dacă îl rotunjim după cifra sutelor, îți dă 200. Deci dacă îl rotunjim după cifra sutelor, îți dă 200. Adică aici s-ar putea să fie 100 și aici începând la 5 încolo. Deci dacă ar fi așa, 1, 5 și ce o mai fi? Nu mă mai interesează. 1, 5, 0 se duce la, prin rotunjire la cifra sutelor, da? Rotunjire sute, se duce unde? 1, 5, 0 se duce la 200. Da? Sau 1, 6, 7. Da, e mai important. Să mă uit la coloana asta. Deci 1, 6, 7. Se duce tot la 200. Deci aici, pe locul 2, trebuie să fii la 5 încolo. 1, iar în față 1. Deci rotunjit la cifra sutelor. Da, dar putea să fie și așa. 2, 4. Hai să reduci tot la sute. 2, 5, 2, 3. 5, 7. Are importanță aici. Că eu stau cu ochiul numai aici. Tot la 200 se reduce. Vedeți? Eu acum sunt într-o dilemă, Ana. Nu știu cum să-ți iau. Să iau cifra sutelor cu 1 și să pun aici 5, 6, 7, 8. Așa? Sau să iau cu 2 și să pun mai puțin. 4, 3, 2, 1. Sunt nevătărât. N-am încă toate informații. Probabil problema mai îmi dă alte informații. Dacă se rotunjește după cifra 10-lor,
Dă tot 200. Hai că asta e tare. Nu foarte unici. Dacă după cifra 10-lor, dă tot 200. Pentru 10 trebuie să mă uit la coloana unităților. Deci, la astea, se dea tot 200. Cum se fac acum? Să gândesc. Da? Să analizăm cu atenție. Înseamnă că la unități am de la 5 încolo. 5, 6, 7, 8, 9. Da? Deci neapărat. Numărul este, ori îl pun așa, 1, 5, stop. Dacă pun 5, aici fac 6 și nu-ți duci la 200. Deci aveam două variante, asta sau asta. Dar ca să se facă tot sute, tot 200, cum să fac eu aici? Deci când îl reduc la 10, dacă aș pleca așa, dacă ar fi de forma asta și aș reduce și aș pune mai mare, când îl reduc la 10, crește aici la 10. Și nu rămâne tot 200. E clar atunci. Nu se poate așa, că dacă ar fi Ana, dacă aici ar fi 4, 3, 2 și când reduc la 10, ar crește cu 10 aici. Da? Aș crește cu 10 și nu ar rămâne 200. Înseamnă că trebuie să iau varianta asta cu 1. Deci pică asta de aici, ca analiză, și iau cu 1. Și aici trebuie să am, la 10 puteam să am 5, 6. Deci varianta care îmi convine este asta. 1, 5, și nu știu ce să pun aici. O cifră. 0, 1, 2, 3, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Și aici pun ce să pun aici? X. X, că X-ul poate să fie de la 0 până la... Și 1, 9. În clipa asta, la cifra sutelor, redusă la cifra sutelor, face 200. Da? Deci reducere la cifra sutelor îmi face 200. Parcă așa spus, nu? La cifra, dacă se rotunjește la cifra sutelor, fac 200. Oricare e mie. 200, 200, 200. 200. Acum, ce se pune în loc de X? Și care din variantele astea, încât reducând la cifra 10-lor, să facă 200. Oricum, X-ul trebuie să fie la 5 încolo. Deci X-ul neapărat la 5 încolo. Dacă aș gândi aici și aș pune 5, ar fi 160. Și nu merge. Dacă mă duc la asta, face 170 și face 180 și face 190. Deci niciuna din astea nu mai convine. Când fac reducere la asta, la cine? La sute. La 10, hai că acum e tare problema, reducerea la 10, hai să o pun aici, la 10, sute, 10, dacă pe ăsta îl reduc la 10, face 160, da? La 10, 170, 180, 190 și 190 și cât? Sigur la 10 când spun asta, X-ul începând la 5 acolo. Cel puțin 5. Da? 5, 6, 7, aici pe coloana asta, ca să mă ducă să facă reducere forma asta. Dar eu trebuie să ajung tot la 200. Și atunci, dacă am aici 190 și cât? 190 și
5, reducerea atunci în 195, la sute, sau 6, sau 7, sau 8. Deci x-ul aici trebuie să mă duc, care poate să fie 5, 6, 7, 8 sau 9. Deci, celălalt e pică, pică, și sigura care îmi place este aici. Linia, coloana asta, linia asta, da? Asta îmi place. Dar acum pe X nu știu ce trebuie să nu mă ia. Deci, ce informații mai am? Suma cifrelor este 19. Deci, suma cifrelor, adică neapărat aici, 1, 1, aici sunt, 1 plus 9, 1 plus 9, plus X, se facă 19. 1 plus 9 plus X se facă 19. Adică 1 și cu 9 face 10. 10 plus X, 10 plus X, egal cu 19. Și atunci, iată că eu găsesc repede, X-ul este egal cu 9. Dar asta, X-ul egal cu 9 și răspunsul corect a numărului pe care îl căutam este 199. Deci e vorba de numărul 199 la punctul 3. 199 este numărul căutat. Pentru că într-adevăr, da, deci până aici a ținut problema 2 și aici am început problema 3. Așa. Asta e zona pentru problema 3. Mai gândim încă o dată problema. Observați, n-am citit-o până la sfârșit. Am luat-o pe bucățele pentru că am vrut să înțeleg și ușor, ușor, cum am avansat, am dat și în următoarea informații și în final am înțeles, așa am și rezolvat. De ce să spun? Chiar dacă citiți problema, Ana, și nu numai Ana, ci toți prietenii care îl vedea, chiar dacă o citim ca coadă, mare lucru, ne facem o idee generală, doar atât. Dar, pe urmă, trebuie defalcată și luată pe bucățele. Deci se dă un număr de 3 cifre. Nu știam cum este A, B, C. Dacă se dă un după cifra sutelor, și am luat coloana sutelor și am luat coloana zecilor. Dacă după coloana sutelor, se obțin 200. Și atunci am zis așa, mă, eu am variante. Să încep cu 1, sau era și pe poziția a doua la 10, sau am 5, 6, 7, 8, 9. Sau, vă amintesc că am luat cu 2, și să am la cifra 10 ori 4, 3, 2, 1 și 0. Ca să fac 200. Am tatonat-o pe varianta cu 2 și nu mi-a plăcut. Și atunci am zis neapărat cu varianta cu 1. Și la cifra 10 ori să fie 5, 6, 7, 8 și 9, numai așa crește cu o unitate și vă duc la 200. Și până zice tot același număr, dacă se rotunjește după cifra 10-lor, deci stăm cu ochii pe cifra 10-lor, atunci tot 200 va fi. Și acum, dacă m-aș fi dus aici, rotunjit la cifra 10-lor, creștea cu unitate. Și n-ajungeam eu la 200 în nicio clipă. Abia asta mă favorizează. Că dacă aici 1, 9 și x-ul este 5, 6, 7, 8 sau 9, rotunjirea va da 200. Deci acolo rotunjirea va da 200. Aici este locul care face mie, linia care face serviciu cea mai bună. Dar nu știam ce să pun la X. Puteam de la 5 încolo. 5, 6, 7 și 8 și 9 și era perfect. Însă mai dă o informație. Suma cifrelor este 19. Și atunci am zis 1 și cu 9 plus cine se facă 19, plus x egal cu 9, adică 199 este numărul căutat. Da? Așa trebuie gândit exercițiul. Eu insist, nu numai pentru Ana, dar și pentru ceilalți care vor urmări lecția așa asta, cu
cum anume nu-l mai am pe Mario, m-am întors, că nu, repet, s-ar putea să o găsesc și în lecția cu Mario făcută, când mi-am amintit, nu știu dacă s-a înregistrat, dar de făcut, știu că am făcut. Asta a fost a câtea lecții, a câtea problema, a treia. Să vedem pe a patra problemă. Să vedem cum sună cea de-a patra problemă. Dacă observați, discuția care am avut-o cu Mario, el a tot așa la rotunjire, și el. Deci matematica este universală. Asta vreau să vă spun, în același limbaj. Și problemele care sunt în învățământ în România sunt oriunde în lume. Pentru că marea problemă este cum te faci înțeles. Sigur, noi adulții le facem rapid. Îmi spart foarte simple, da? Însă cel mai complicat este să poți să explici copilului, celui care stă de vorbă, el să zică, oh, ce bine. Și am avut experimentul ăsta făcut în mai multe rânduri, iar toți cei care dau peste lecțiile mele sunt încântați, tocmai datorită acestui mod de a prezenta, cu multă răbdare și cu găsind forme de exprimare încât să... Iată, rotunjire înseamnă să mă apropii de cel mai... la nivelul sutelor, de cel mai aproape de, nu? De numărul respectiv, la nivelul sutelor sau la nivelul zecilor, și ați văzut cum gândim destul de simplu. De la 5 încolo pe coloana decimă, înseamnă că ar fi prin altaus, iar până la 5, adică 0, 1, 2, 3, 4 la coloana decimă, să mă duc în lipsă. Asta înseamnă rotunjire. Decime ne apropiem mai mult. După ce am înțeles asta, problema este foarte, foarte simplă. Așa că, trec la 4. Care este cea mai mare sumă care se poate forma dacă rezolvi problema? Care este cea mai mare sumă care se poate forma dacă rezolvi problema următoare? Prime, nu? Prime. Prime plus E, V, E, N. Plus E, V, E, N. Care este cea mai mare sumă care se poate forma dacă rezolvi problema asta? Egal cu... cine este egal aici? Cel mai mare număr care se poate forma prime plus E în litere care se repetă corespund la aceeași cifră. Litere care se repetă corespund la aceeași cifră. Uf, 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 uf. Deci dacă le-aș așeza une sub altele, cum arăta? Prime plus E VN, adică se pune în unitate, nu? E E V E N. E V E N, da. 2, 4. E V E N. Și se rezulte cel mai mare număr. Urma adunării acestea. Ținem cont că aici sunt cifre, da? Păi dacă l-aș face până 9, și R și E să-mi dea 9, adică 9 și 9, țin rezultatul cel mai mare cu putință.
trebui să mân în continuare, ia să văd așa cum gândim. Deci dacă ar fi eu un 9 și nu un 9. Deci pentru e egal cu 9, aș arăta așa. P, R, I, M, E, bine. Și E, V, N. Eu o să pun 9, ca să dea în suma cea mai mare, și nu tot 9. Nu 9. Dacă eu e 9, aici pun 9. V, nu știu ce să pun, și aici 9. Că zic eu respect același valoare, nu? Și atunci, 9 plus 9. Întrebarea este dacă trec de 4 cifre ca rezultat. Nu prea nu e clar deloc. Cifrele care se repetă corespund la aceeași cifră. Care este cea mai mare sumă care se poate forma? Dacă rezolv problema, prime plus EVN, EVN. Deci obiectivul să am cea mai mare sumă, adică adunându-le să am rezultatul cel mai mare cu putință. Păi aș pune 9999 peste tot, nu? Și atunci, la sumă, obțin rezultatul cel mai mare. Dar atenție, dacă la rezultat trebuie să mă mențină tot în 4 cifre, dacă mă duc mai mult, pun 9 și aici, 9 și 9, și mai vine ceva de la celălalt în comunitate adunat, 10 și mă duc la 5 cifre, 2, 4, 5, 6 cifre. Aici nu e clar. Dar dacă mă păstrez în restricția asta, să am suma ca să fie cea mai mare, trebuie că nu mai să fie cea mai mare. Dar să nu depășească pe 999. De 5 ori 9, să spun. Să rămân tot în 4 cifre. Hai să accept că să rămân în 9, să fie de 4. Deci la adunare să-mi dea așa ceva, că s-ar fi cel mai mare număr. 5 de 9. Și atunci, dacă pe el am pus 9, pe N să-l pun 0. Nu? Pe N să-l pun 0. Așa. Pe M să-l pun 0. M, 0. 0. Și râul să fie 0, ca să facă 9, și 9 pu. Râul să fie 0 și 9 pu. 69. Și I plus D să facă 9. Aici pot să joc cum vreau eu. Nu știu foarte bine aici dacă așa stau lucrurile, dar voi o să... Ia să văd ce este aici. Să ne registrează. Să nu mă fac de baftă. Muncesc și să nici fac să mă fac. Da. Deci aici I plus V, ce două cifre ar trebui să facă 9. Ăsta ar fi cel mai mare număr. Tot din 5 cifre. Tot din 5 cifre. Dacă însă să vrea varianta asta la altă să merg de aici, să mă pot duce, să fac din 6 cifre și cum să le gândesc atunci, hai să fac și așa. Deci îmi permit să spun că mă duc cu
două cifre, cu șase cifre. Și atunci, sigur, pe U să le iau 9. Așa, 9. R și E. Păi iau 9 peste tot. E, și atunci ce rezultă? Mai frumos a fost aici cu restricția asta. Dar cred că la asta s-a preferit ca să pot. Și ei plus V să facă 9 aici. Ori 0 și cu 9, ori 1 și cu 8, ori... Da? Să mă mențin în 9 asta. Cam așa aș zice, da? Nu știu... Nu prea nu sunt clare problemele acestea, nu. Am făcut? Da, am făcut, am. Și da, când mai la liceu, nu m-am întâlnit cu lucrurile, chestiuni de astea așa mai bine. Și nu știu care e jocul ăla. Da. Ana, iartă-mă că te nu pot să răspund foarte clar. Știu că am încercat ceva cu Mihaela când m-a gândit atunci. Nu știu dacă s-a mai rezistat. Ea a avut așa un punct de vedere ca să fie aici 4-5 de ani din nou. Să vedem dacă așa este. Tu o să spui, Ana, dacă așa stau lucrurile. 5. Scrie trei numere de trei cifre distincte, folosind cifrele. Unde? Trei numere. Folosind cifre 3, 5 și 5. Hai să vedem așa. Dacă am, Ana, numerele, cifrele 1, 7 și 4, doar cu cifre 1, 7, 4, hai să vedem toate numerele care se pot forma cu 3 cifre. De 3 cifre, folosindu-le pe acestea. Păi și l-aș lua pe 1, 7, 174, deci 174 stă 1 pe prima poziție și respectiv 1, 147. Deci 1 a stat pe prima poziție. Deci cu 1 l-am păstrat aici. Celelalte două le-am schimbat pozițiile. Deci 1, 1. Acum să viu cu 2. Da? Deci să viu cu 2. 2. Eu fi prima 2 la poziția sutelor și mi-au rămas 1 și 7 care se joacă. Deci 1, 7 și tot 2. Cu 7-1. 7-1. Deci 174, 147, 217, 271. Și acum, în sfârșit, să viu cu cine? Cu 4 pe prima poziție. 4 stă pe loc și 1 și 7 se fermută, se schimbă locurile. 4 și 1 și 7. Iată, Ana, că am văzut câte posibilități sunt. 6 numere. Deci cu 3, doar cu 3 cifre, pot forma, dacă sunt distincte, pot forma 6 variante. Adică, iată, varianta 1 stă pe prima poziție și celelalte două se mișcă, iar 2 și celelalte schimbă locul, și 4 pe prima la sute și celelalte două schimbă locul. Sunt 6. Când trebuie mare, astea se cheamă permutări. Permutări de 3